Pe Bistrița în jos, într-un decor maestuos, se adună de vale popor numeros la chemarea cui ghiciți. Unul din temerii noștri care ne duce pe condita aia bună. Om deosebit din toate punctele de vedere. Are truncul ăla lui care când vorbește, deci mirific. Cel mai mare român de esență tare, cuie cusută cu fir de in. Cine ar putea să facă mai bine acest lucru dacă nu Nea Mărin? Cu gânduri mari, după cum îi este felul, Nea Mărin n-a venit doar la o adunare cu bătăi din picioare, ci cu scop să bată și altceva decât vedete, și anume recorduri. Dacă în urmă cu 50 de ani am fost vătaf de călușar, uite, acum sunt vătaf de record mondial. Aici, pe stadion, la Năsăud, a venit Guinness Book cu 10.000 de oameni să vor omologa două recorduri mondiale. 10.000 de oameni în costume populare și 10.000 de oameni vor juca un joc tradițional specific de aici, de Năsăud. Este o zi istorică, în primul rând. În al doilea rând, este o zi de suflet. Ceea ce se întâmplă astăzi este probabil încununarea activității mele. Atenție! Fiți gata! Start! Cu 10.000 de oameni să jucăm, n-am făcut-o niciodată. Am emoții. Și... pentru noi păstrarea tradiției contează foarte mult. Pentru că suntem români. La dreapta! La stânga! Încercăm să le transmitem mai departe, să nu ne pierdem tot ceea ce ne caracterizează. Bun! A fost atâta bogăție și atâta frumusețe, atâta trăire, atâta măestrie, încât nicăieri în lume nu există așa ceva. Bate! 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 Unde? Nea Mărin este superb! Minunat! Mirific! Mai mult n-am cuvinte! La stânga! Ne dă Dumnezeu oameni de calitate și oameni să fie frumos, să ne fie drag a trăi în România asta. Stop! Mulțumim frumos! Bravo! Bine! Bravo! Bravo! Felicitări! Am intrat în cartea recordurilor cu cea mai mare horă din lume și cu cele mai multe persoane îmbrăcate în costum tradițional românesc.